cu Aesu. Deocamdată intru eu cu prezentarea pentru că sunt un fel de moderator aici, cel care apasă Am înțeles. butoanele. Bună seara tuturor, vă salut, sunt Oleg Brega și iată, intru a doua oară în seara asta cu genericul verde în față. Am sarcină de la Partidul Verde, că am în fiecare seară de la 7 să vorbesc despre filiale, despre inițiative, organizații, despre membrii sau simpatizanți, ca să ne cunoaștem. E un partid nu foarte nou, dar care își face echipă nouă acum, mai ales de când a venit Florin Călinescu în frunte. Vin oameni noi și vrem să-i cunoaștem. Cine, ce știe să facă, ce poate să facă. Și mai am, iată, și sarcina să mă ocup de organizarea în sectorul 5 al Capitalei de filială pentru Partidul Verde. Și-au anunțat dorința de a participa, de a se implica în viața publică mai mulți cetățeni și cetățene. Ne bucurăm că vin și femei cu noi, doar că azi, în discuția de azi, n-au îndrăznit să participe și femei. Dar să se știe că pe viitor ne dorim foarte mult să vedem alături de noi cât mai multe femei, dacă e posibil chiar în proporție egală, așa cum suntem reprezentați în societate. Vom discuta, evident, problemele sectorului 5. Acum e emisiunea tematică regionale. Până acum am discutat la nivel național sau chiar ieri am avut emisiune cu reprezentanții ai diasporei, de exemplu, din Belgia. O să-i prezint pe cei prezenți în emisiune. Încep cu domnul Marian Oprițescu. A doua oară greșesc și sper să fie ultima. Domnul Marian Oprițescu, care are și propuneri de teme pentru seara asta. Mihai sau Alexandru Istrate și Mihai George Enescu. Suntem cei care ne vom da în seara asta cu părerea, iar domnul Oprițescu pentru început ne propune să discutăm despre o problemă pe care o observă de foarte mult timp. Ei toți trei locuiesc în sectorul 5, eu sunt din sectorul 6, ca și cum vecin, în 5 minute ajung în sectorul lor. E o problemă care mă preocupă și pe mine, e problema spațiilor verzi și a parcurilor care, zice domnul Oprițescu, mai mult s-a înrăutățit cu actuala guvernare, cu actuala conducere locală. Puteți, vă rog, să ne faceți o scurtă prezentare. Sunteți aproape de Parcul Sebastian și acolo e dezastru cel mai evident. Da, deci spațiile verzi păstorite de o firmă a primăriei sectorului 5, care se numește AES și este împărțită în două subfirme. Una se ocupă de salubritate, condusă de un inginer, iar alta se ocupă de arbori, toaletarea arborilor, grădini, parcuri, toate flori și așa mai departe. E, aceste firme până acum spuneau că nu au bani. Acum văd că au bani, au utilaje deja mai nou. Ei vor să ia și chestia asta cu salubritatea, tot sub tutela lor, și-au luat mașini de-astea specializate pentru ridicat gunoiul. Da, și promit mare. În alte sectoare am observat că merg tot felul de camionete și adună pungile de gunoi. Nu sunt autospeciale, tanși, ca să nu curgă din ele, ca să nu miroase. Acolo ce fel de Da. mașini și-au luat? Sunt și la noi Ford. Și au luat tot camionete mici Ford. Firma asta AES. Da. Standardele Problema. de calitate probabil spun că ar trebui să fie evacuat gunoiul întâi separat. Asta e cel mai important și să fie reciclat cel care poate fi reciclat, iar gunoiul care nu poate fi separat și care miroase, trebuie să fie evacuat în mașini etanș din care să nu picure, să polueze tot Da, cartierul deci și să nu gunoiul. miroase urât și să nu facă zgomot, că vine de regulă dimineața și trezește pe toată lumea. Ăla este gunoiul menajer de la blocuri, care ridică rebu. Noi avem fiecare bloc contract cu rebu. Și vine și ridică gunoiul cu mașină tanșe, cum spui.
celălalt gunoi stradal Am înțeles. care îl mătură angajații AES, niște cetățeni romi, îl lasă în saci de plastic care stau și o săptămână, două la capul străzii, până trece o dubiță de asta mică Ford și le adună. Am înțeles că Înțelegi? am văzut și eu prin parcuri, taie crengile, frunzele și le adună în pungi de plastic, ceea ce nu e deloc corect și ecologic. Mai degrabă i-ar pune niște saci reciclabili pe care să-i mai folosească și nu în pungi de plastic la fiecare decimetru cub, tot câte o pungă, câte mii de pungi folosesc pentru evacuarea frunzelor dintr-un parc. Și pe noi, ca verzi, ca ecologiști, ne preocupă chestia asta, nu-i așa? Da, Așa e. normal ar trebui să ia direct, dacă sunt doar crengi, să le ia direct, să le ducă la unde s-a de reciclat, unde le toacă și folosesc pentru diverse lucruri. Mai Nu ales că o să le creangă e arunce ambalată de la normal. natură, ține frunzele pe ea, Da, poți asta evacua cu ușor. crengile, asta cu crengile, problema asta se întâmplă numai când se toaletează pomii. Anul trecut, pe vremea sau Sau campanie, nu știu dacă după ați furtuni auzit. se mai întâmplă să fie multe pe jos. Problema e următoarea, că firma asta are ceva angajați care nu-și fac treaba. Începând cu cei doi directori, care îi cunosc, le am telefon, știu cum îi cheamă, în sfârșit. Problema e că nu-și fac treaba. Deci față de alte sectoare, la noi în sector, asociațiile de proprietari în sectorul 3, în sectorul 4. Vă dau exemple. Au venit, au montat sisteme de irigare automatizate la fiecare asociație. Au pus, au săpat și au presărat sămânță de iarbă. Da? O tunde frecvent. La o lună vine cu o mașinărie și o tunde. Pe când la noi, nimic. Bălării. Înțelegeți? Și se Problemul mai întâmplă, mare. am observat în sectorul 5, să crească nu doar iarba pe care ai plantat-o, dar cresc și plante din astea periculoase, cum e ambrozia, de exemplu. Și acum și Da, ajungem da, în da. august și e un pericol social, dar primăria nu intervine să curețe ambrozia de pe artere principale, din centrul capitalei. Am văzut pe lângă Palatul Parlamentului, pe lângă Academie de Științe. Da, lângă Palatul Parlamentului e plin, pe 13 septembrie în dreapta, cu un cobor, da, așa e. Și pe lângă piața E Coșbuc plin, am da. văzut, pe lângă Academie, pe acolo. Da. Dar e necesar Asta probabil e. să fie și cetățeni care să se sesizeze. Ați încercat să... Am încercat, bineînțeles, dar problema e următoarea, că cetățeanul primar care nu este, cum ți-am spus și astăzi, nu-i mai spun numele, că unii colegi spune că nu e bine, așa, cetățeanul ăsta nu răspunde nici la e-mail-uri, nici la nimic. Nici primăria oficial nu răspunde. Da, acum, în ajun de alegeri, a intrat în febra electorală și am înțeles că a făcut un live azi. Unde l-ați urmărit? Ce A spuneți? făcut azi online pe Facebook, îl vedeți, dacă dați pe Facebook, la ora 11, ora primarului face zi de zi. La Hai zi ora de zi. 11 se numește ora primarului. Și a lăsat acolo un număr de WhatsApp unde să spui problemele. Și că îți răspunde imediat. E, nu a răspuns nimic la problemele care le-a ridicat eu. Trei probleme. Asta cu Înțelegeți? parcurile și încă. Cu parcurile, cu spațiile verzi pe bulevardele principale, nu mai zic că strada mea de Dorneasca, am spus de 13 septembrie, da? Dar problema e că nu răspunde, parcă nu vede, nu știu. Deci e demagogie, se laudă că permite comunicare, dar nu prea reacționează. Voi Da, băieți, da. v-ați adresat, tinerii, v-ați adresat vreodată la primărie cu vreo problemă, să vedeți cum reacționează? Eu recunosc că nu, dar o să vină și momentul ăla în care mă voi adresa, dar momentan am intrat în partidul ăsta ca să puteți să-i înlătură pe ăștia de la conducere să
Păi ca să-i înlăturăm trebuie să avem alternative, trebuie să constituim o forță atractivă pentru electoratul din sectorul 5 și ca să eventual voteze un alt primar și un alt consiliu local, că suntem într-o democrație și deciziile se iau la nivel de consiliu. Dar mă tem că nu cunoaștem și nu îi vedem la treabă pe niciunul dintre consilieri, măcar pe fostul primar, care se pare că e tot consilier ales. Da, am văzut și tocmai de asta, oricum, cred că vorbim, încercăm să dăm de ei degeaba de răspuns, mai mult ca sigur nu o să răspundă și dacă o să răspundă, o să bage acea vorbă de nu sunt bani și cam aici se termină discuția, probabil. Nu, trebuie luat măsuri ca lumea, măsuri puternice și puțin mai agresive. În primul rând, trebuie să le dovedim că au greșit foarte mult și ne-am cam săturat de prostia asta lor care o fac zi de zi și lună de lună. Și în legătură cu tot ce se întâmplă, deșeuri, spații verzi, cred că sectorul 5 stă cel mai prost la capitolul ăsta. Cel mai prost. Și pe lângă că vorbeam de gunoi și de deșeurile de pe stradă, se ridică foarte rar sau câteodată se uită acolo câteva luni bune, probabil până se face milă la alții să le ridice. Și problema e de mizeria care se face în piață sau după, de exemplu, pe lângă piețe și nu prea se face curățenie ca lumea și în primul rând pe unde sunt multe magazine din astea mai stradale, să zic așa, unde e o mizerie de nedescris câteodată și foarte rar vin să facă curat. Exact, exact. E o problemă pentru că eu nu văd foarte rar oameni printre blocuri sau care să dea cu mătura să adune măcar frunzele căzute, din păcate nu prea văd, printre blocuri mă refer, că pe principală, pe Alexandrii sau pe Calea Rahovei am mai văzut cât de cât. Și problema cu acele utilaje care să facă curat, eu n-am văzut, din păcate, în ultimul timp, gen, nu știu, de 3 luni eu n-am văzut, cred că, o mașină care să facă curat pe stradă. Da. Mașină din utilitate, din aceea care să aibă... Haideți să vă spun eu, și-au luat și niște mașinării de-astea micuțe, cu două pere, care mătură. Pur și simplu. Sunt micuțe, pot intra și pe trotuar. Dar face o gălăgie, adică un zgomot sonor foarte mare și scoate praf în sfârșit. Și părerea mea, eu le-am și spus, domnule, dar udați înainte. Da, cu cheia aia. Da, și rămăsesem dator, Oleg, să spun ce a discutat azi. Deci domnul la ora primarului, domnul primar, a discutat despre școala la distanță. Are o problemă important și asta. Da, are o problemă să cumpere la toți elevii telefoane performante și la profesori tablete. Și da, vrea să ne înștiințeze că o să cheltuie niște bani. E necesar, nu-i așa? Pentru că accesul la educație este un drept fundamental. Și sunt în sectorul 5, sunt foarte mulți cetățeni cu venituri minime, foarte mici sau chiar zero, care nu-și permit acces la internet, la un device din ăsta smart, și copiii lor nu pot participa la lecții din motivul ăsta. Dar nu știu dacă primărie trebuie să se ocupe de asta. Da, chestia asta... Da, nici eu nu știu sigur, dar chestia asta nu le rezolv printr-un telefon mobil, asta clar. Asta e să arunc niște bani pe niște telefoane mobile. Pe oricum, efectiv. Am mai aruncat niște bani și anul trecut la fiecare elev a cumpărat câte un ceas smart din acesta ca să știe
în orice moment poliția locală sau părinții unde este copilul. Să-i monitorizeze, dar în Asta felul nu e ăsta le chiar cam așa de încalcă. rău, părerea mea. Eu cred că în felul ăsta le încalcă Pentru bine. dreptul la viață privată, la intimitate, că îi poți monitoriza. Bine, dacă știi numai părinții, dar dacă știi și primăria și poliția, asta sigur e violarea vieții private. A Da, reacționat. normal, aici, Știu în că prealabil, trebuia cerut acordul părinților pentru minori. Ocupându-mă de GDPR, v-am zis, normal trebuie să-și fi dat acordul părinții. Întrebarea e, și-au dat acordul doar verbal? Ăsta poate fi contestat oricând. Adică ar trebui totuși să fie măcar un document semnat în care părintele a luat la cunoștință unde ajung datele, cum sunt păstrate, cât sunt păstrate, în ce scop sunt păstrate și așa mai departe, dacă într-adevăr și poliția și primăria ar avea acces la monitorizarea permanentă a elevilor. Aici ar fi într-adevăr o problemă, dacă așa ar fi. Dar sunt structuri de stat care apără dreptul la date personale și la viață privată. Nu le-a sesizat Da. nimeni, nu cunoașteți evoluția cazului. Nu, cel puțin asta e prima oară când am auzit de ceasuri. Știu că de-a lungul timpului a mai cumpărat primăria. Eu, când era fratele meu încă în școala generală, mai mic, a primit de la primărie tot așa niște e-book-uri de la Amazon, Kindle-uri pentru citit. Și l-a Da, folosit la deci școală? astfel la școală nu, l-am folosit eu, nu el, l-am folosit eu citind. Dar la școală nu prea văd în ce, pentru că nu e ca și cum școala asigură cărțile electronice și alea trebuie cumpărate. Nu, adică dacă ajung la copii fără venituri, în cel mai rău caz, sau de fapt în cel, dar le-ar vinde. E clar că nu, probabil că nu și-ar permite să cumpere niște cărți electronice care la rândul lor pentru a fi citite trebuie băgate într-un program și așa mai departe. E un pic complicat procesul cu cărțile electronice. Revenind la salubritate, într-adevăr, la noi gunoiul menajer e ridicat de Rebu, însă de la 1 martie primarul se lăuda că a achiziționat 120 de utilaje noi, dintre care 37 de autogunoiere, cele 15 măturătoare de stradale de care zicea și domnul Prisescu, 9 autogunoiere mici și mai zicea pe deasupra că toți cetățenii sectorului 5 vor primi gratuit câte două pubele de 120 sau 240 de litri pentru colectarea selectivă și la fel și asociațiilor de locatari se vor da aceste pubele pentru colectarea selectivă. Însă astăzi suntem în 23 aprilie și cel puțin noi aici, eu stând pe București Măgurele, nu am primit încă aceste pubele despre care Da, nici la s-a noi. menționat. Nici la noi, dar în schimb la noi se adună acest gunoi pe sortimente, plastic, hârtie, în sas special am făcut cu cei de la Rebu și ridică o dată pe săptămână. Ne-au dat ei saci, femeia de servici îi montează la fiecare etaj la ghiena de gunoi. Și noi aruncăm selecționăm. Am Înțelegi? înțeles. Nu, noi aici în partea asta de antiaeriană, București, Măgurele și tot ce ține în Colteiuș, Munții Carpați, sunt case. E proprio prepondere în case, ce s-au construit blocuri noi acum. Iar la noi nu, n-au ajuns. Și din câte știu eu, investiția de referitoare la cele 70.000 de pubele și 120 de autilaje se întinde undeva până spre 19 milioane de euro, 90 de milioane de lei. 90 de milioane de lei care momentan nu își arată eficiența aproape deloc, adică nici măcar utilajele primăriei de care spuneau, eu nu le-am văzut până acum, cele care ar trebui să ridice. Vă spun eu unde e garajul și le puteți vedea în orice. Nu, aș vrea să le văd în acțiune, nu parcate. Acțiune mai rar, așa, mai răruț. Da, în Sunt spațiile dintre acolo. blocuri ziceați că nu prea se mătură, nu se evacuează gunoiul. A cui credeți că e responsabilitatea? Bineînțeles, aceleași firme, care fiecare sector și-a făcut o firmă de salubrizare împărțită în două. Unii se ocupă de gunoaie și unii de gunoiul stradal și unii se ocupă de
iarbă, de flori, de caletat pomi. Înțelegeți? Ceea ce nu se întâmplă în fiecare an, până acum vreo 4 ani, până a venit acest primar, veneau aceiași cetățeni rom care curățau spațiul verde de între blocuri. Eu cred că e irelevantă etnia lor, în mod sigur sunt cetățeni de toate etniile. Sunt cetățeni români, asta e cert. Okay, și poate chiar locuitori în sectorul 5. Deci toți arborii dădeau cu var. Înțelegeți cum se face primăvara? E de 4 ani nu se mai face. Cred că trebuie sesizat și consilierii ca să ia atitudine, să-i ceară socoteală primarului, pentru că primarul e ca și cum șeful executivului local, șeful guvernului local. Pe când consilierii sunt aleși în parlamentul local, ei pot să ceară socoteală executivului. Eu am înțeles că e și un consilier independent, sunt consilieri de la diferite partide, chiar dacă sunt toate cam aceeași culoare politică, dar siglele sunt diferite. Pot fi sesizați și cumva puși la treabă ca să fie concurență între ei. Să le dăm teme de intervenție. Da, Alex. Eu cred că se știe de problemele astea, doar că eu personal am fost la două ședințe de-astea de Consiliu. Se ceartă între ei. Se ceartă între ei și peste două ore n-au mai stătea nimeni dintre invitați care erau președinți, administratori de asociații. Plecau. Nu așa funcționează democrația, în polemici se află și adevărul, nu? Din cearta între ei aflăm câte ceva din ce se întâmplă cu adevărat, nu? Noroc de pluripartitism și de competiție, că altfel dacă era un singur partid, atâta mai aflam ce se întâmplă. Da, ok, asta e ok așa, doar că până la urmă trebuie să ajungi într-un punct și să faci, adică ok, te cerți, ești contra, că se găsesc niște soluții și ar trebui să se facă, nu se facă până la urmă. Deci cu făcutul trebuie să fie primarul și cu echipa lui, inclusiv firmele pe care le-a angajat. Cei cu făcutul normelor și cerut socoteală trebuie să fie consilierii și cetățenii. Cetățenii trebuie să sesizeze problemele și tot ei să ceară socoteală. Aleșilor lor, eventual dacă au un ales pe care îl cunosc și la care au acces. Pe site-ul primăriei sunt datele de contact ale tuturor consilierilor, inclusiv fostul primar, inclusiv consilierul cela independent. Nu știu dacă răspund, ca și primarul, zice domnul Oprințescu, și-a afișat azi numărul de telefon, dar nu răspunde. Da, este un telefon de WhatsApp, dacă vreți vi-l dau. Da, ne l-ați trimis în grup, l-am văzut. Avem un grup de comunicare internă și noi pe WhatsApp. Da, vi l-am trimis, v-am trimis și filmarea, cred. Filmarea nu ne-a trimis. Ok. O găsiți în fiecare zi, îl găsiți ora 11 pe Facebook la ora primarului. Na. Sigur, dacă am fi interesați de gargara lui, dar dacă știm o problemă și ne adresăm cu ea, cum v-ați adresat dumneavoastră cu parcurile sau, cum a zis, cu băncile de așteptare în stațiile de transport public și n-a reacționat niciodată, sau cu... Da. Persoanele care stau acum acasă, izolare la domicilii sau în carantină și primăria nu le ajută cu nimic sau nu reacționează la astfel de cazuri, atunci de ce să te mai uiți la declarațiile lui de demagogice? Demagogice, dacă în fapt nu face nimic. Mobilierul stradal nu există. Este invizibil în sectorul ăsta. Voi băieți folosiți transportul public sau mergeți ca mine cu bicicleta? Că eu deseori traversez tot Bucureștiul pe bicicletă, dar în drum spre centru cel mai des trec prin sectorul 5 și observ că sunt foarte înguste drumurile, piste biciclistice ioc, zero, parcări supravegheate zero și e un chin pentru mine prin sectorul 5. Nu e așa că e de făcut ceva? Mai ales că suntem verzi, ecologiști. Da, ar trebui făcut un piste de biciclete și parcări pentru ele, de, în principiu, nu există la niciun magazin sau la un magazin de ăsta mai mare, un supermarket mai mare, prin zonă nu există deloc.
Pe lângă piesele de biciclete, trotuarele, de când au modernizat, între ghilimele, străzile și așa mai departe, au mișcat foarte mult trotuarele. De exemplu, dacă vrei să mergi două persoane unul lângă altul, aproape că nu mai ai loc să treci pe trotuar, mai ales femeile care au copii și au cărucior, dacă sunt două femei cu două cărucioare, clar nu mai au loc, una trebuie să meargă pe stradă sau pe trotuarul celălalt și așa mai departe, adică împreună să meargă nu prea mai au loc. Așa e. Aici e o problemă destul de mare din punctul meu de vedere, pentru că au făcut, când au modernizat asta, nu au luat în calcul, cred că, distanța care trebuie și libertatea de a merge, de a te plimba printre blocuri. Efectiv, au îngustat foarte mult ca să facă locuri de parcare și nu prea a ieșit bine, să zic. Și aici trebuie modificat foarte multe chestii. Trebuie întâi Din modificat, punctul ăsta de vedere. influențată mentalitatea oamenilor care nu știu de ce fiecare se consideră obligat să aibă câte o mașină pentru fiecare membru de familie, chiar dacă n-are unde să o parcheze nici în jurul blocului, nici în centru când se duce la servici sau la vreo instituție de stat, dar insistă să meargă cu mașina. Cum circulă transportul public? Că și ăsta ar fi o soluție, transport public și biciclete. Circulă bine. Dacă ne referim la liniul 32, circulă cât de cât decent. Problema este condiția din 32. Nu-ți dorești să mergi dimineața de la 7, între 7 și 9 cu 32, pentru că este plin de oameni care vin și dinspre Bragadirul Mihăilești și ca să ajungă la Piața Unirii, care este punctul de centru și probabil cea mai apropiată stație de metrou. Este full, este full, iar seara după amiaza, dacă după 4, mai ales în zilele de vară, când avem căldură, da, avem uneori și 40 de grade, tramvaiul merge non-stop prin soare, este jale. Un singur sau două tramvai au aer condiționat, atât, și Da. rar, și al de anul trecut, undeva din septembrie 2019, au apărut cele două tramvaie cu aer condiționat. Dar eu n-aș da vina aici pe oameni, nici în privința bicicletelor, nici a mijlocului de transport în comun, ci autorităților, pentru că nu fac nimic și nu încurajează oamenii. Oamenii cred că și-ar dori să meargă și cu bicicleta, dacă ar avea unde, pentru că să mergi printre mașini nu este sigur, să fim serioși. Și atunci, dacă știi că ai avea banda ta specială, care este și îngrădită și să nu poată ajunge nicio mașină cumva pe banda ta să-ți pună viața în pericol, eu cred că oamenii ar face un tranzit către biciclete, trotinete și alte mijloace ecologice de transport. O rog pe domnul Oprițescu, când nu vorbește, să oprească microfonul pentru că îi bruiază pe ceilalți și o să vă dăm în judecată. Paulă! Da, să ne vedem mai des în instanță. Deci, în legătură cu aceste piste, în zona mea, 13 septembrie până spre Casa Poporului, sunt piste, Pe dar trotuar. pe ambele trotuare, și pe dus și pe întors. Problema e că pe acele piste sunt parcate mașini, Și acele piste față au de fost sector. construite, proiectate în mod greșit de Oprescu, primarul general, și imediat au fost desființate de poliție. Chiar dacă s-au băgat milioane în ele, ele sunt impracticabile, pentru că nu poți să bagi bicicliștii pe trotuar unde sunt pietoni. Și e un mare pericol. Bicicliștii merg cu viteză, cu scule de fier și îi accidentează pe pietoni. Mai ales dacă e copil, dacă e cu cățel, dacă e cu persoane cu dizabilități. Am observat în celelalte sectoare, în 3, în 4, chiar în 6, au introdus niște popiși din aceștia, din beton, din un fel de borduri puse invers pe verticală și mașinile nu mai au acces pe trotuar, ceea ce la noi nu s-ar vedea așa ceva. Oricum, eu Deci cred că e o dacă variantă greșită să bagi bicicliștii pe trotuare. Prefer să se facă o bandă dedicată transportului o public și bandă, da. bicicliștilor și acolo să nu parcheze mașini, pentru că foarte mare pericol pentru bicicliști sunt mașinile parcate pe dreapta și care poate oricând să-ți deschidă o ușă sau să dea înapoi spre tine și te omoară.
Iar dacă ne bagă pe trotuare, atunci trebuie să fie destul de larg trotuarul și destul de clar delimitată pista biciclistică ca să nu se bage pietonii acolo. Că altfel iese cu accidente și cu Da. Din vătămări. păcate, printre străzi n-ai cum decât pe stradă să faci lucrul ăsta și, în primul rând, să mai scapi de parcări, mai ales pe o parte, să zic, pe o parte să faci o pistă de biciclete și așa mai departe, și pe cealaltă parte să faci parcări. Doar că sunt așa de multe mașini încât n-ai cum decât să faci niște Dar parcări supraetajate, să poți să mai elimini din mașinile de pe stradă, să parchezi, să obiți să parcheze în acele parcări etajate și poate așa să se mai facă ceva loc. Altfel, mi-e greu să-mi imaginez cum s-ar putea face o pistă de biciclete, mai ales printre blocuri. Eu, nu știu, nici nu e cerem o piste chestie care sunt biciclistice printre foarte. blocuri, dar pe străzile principale ar fi musai. Și observ că foarte multe Păi. mașini sunt abandonate pe străzile capitale. E un cimitir de mașini abandonate. Sau unele sunt foarte rar folosite, de un deget stratul de praf pe ele. Pentru astea ar trebui eventual făcut un maidan mare pe acolo, pe unde sunt unitățile militare, și să le parcheze naibii acolo, gratis cumva. Să le permit oamenilor să le parcheze acolo, dacă le folosesc numai o dată în an când se duc la țară. Iar cei care le folosesc în mod curent să-și cumpere, să-și închirieze o parcare lângă bloc. Da, așa, parchează care unde poate, ocupă toate trotuarele cu mașini parcate și în felul ăsta e și pericol că nu se poate apropia mașina de pompieri, de exemplu, de bloc, că blocul e împresurat cu mașini parcate alandala. Da, în anumite sectoare s-au făcut parcări la periferie pentru cei care vin Provincie, da, din din afară, suburbii. din provincie, să parcheze acolo și pe aceea înseamnă metrou sau mijlocul de transport să meargă înspre serviciu. Problema e că la noi în sector nu s-a făcut, nu există așa ceva pe nicăieri, cu toate că ar putea și există înspre Alexandriei, la ieșire. Există chiar pe lângă, după Cora, acolo, dacă știți exact unde Cora și benzinăria. La un moment dat e un câmp de ăsta care se poate face parcare efectiv, dar din păcate nu cred, nu se vrea, nu că nu există proiect deja făcut sau chestia asta, nu se vrea. În primul mai există și panta aeriană la fel, unde baza militară, între bazele alea militare de acolo există rita mai spațiu unde se poate face locul de parcare. Dar, din păcate, nu se vrea, efectiv. Nu Nu. există Este voință al politică. armatei teren. Da, știu că e al armatei. E tancodromul care presupun că Da. atâta timp cât au vândut ca să ridice cartier rezidențial acolo, poate să dea o mică parte primăriei să ridice Bineînțeles, o bineînțeles. parcare. Asta clar. E necesară voință Dar. politică neapărat. Să vrea și Da. cetățenii și aleșii poporului. Pentru că, iată, pe prelungirea Ghencea, și așa e aglomerat strada aceea, pentru că nu există un pasaj peste calea ferată și peste șoseaua de centură. Dar ei încă au mai permis construcții de blocuri, cartiere din astea rezidențiale și traficul e sufocat, e ambuteiaj non-stop acolo, chiar și acum pe timp de pandemie. Și ei nu catadixesc măcar la seriile cele să permită să facă un parc. Adică nu prețuiesc necesitatea de parc și de parcări. Dar sper că noi, dacă ajungem în politică, să venim cu soluția întâi parcuri și parcări și după aceea dezvoltatori imobiliari și E normal, șosele suspendate. părerea mea asta ar fi trebuit să intre într-o lege în care să oblige dezvoltatorii imobiliari, cum se întâmplă în alte țări, să aibă Parcări parcări subterane. obligatorii pentru X apartamente, să aibă alte locuri de joacă și spații verzi, nu știu câți metri pătrați. Sunt niște reguli în afară care sunt foarte bine puse la punct și dacă nu le îndeplinești pe astea, nu te lasă să ridici absolut nimic. Poate La că noi și se la noi pare sunt că te standarde în lasă. construcție, dar nu le supraveghează nimeni pentru că e corupție, pentru că e incompetență, pentru că nu miri pe criterii politice și nu te bagi că e de al nostru. Și cetățenii tac, rabdă, nu se bagă pentru că. Păi, dacă nu au ce să facă, s-au încercat atâtea ieșiri în stradă, s-au încercat atâtea fuiduieli. Cât să ieși în stradă?
decât să te duci să iei cu forța de acolo, poate să-i dai la o parte, că altfel să ieși în stradă doar să urli și mai se aruncă cât se mai iau la bătaie jandarmii cu anumite persoane, egal cu zero. Nu se va face în viață niciodată chestia asta. Ori trebuie dat la o parte și venit lume care vrea cu adevărat să facă ceva, ori eu. O să mergem în continuare așa, că asta e problema. Sunt mai multe căi de acțiune pașnică și legală. Să-i dăm în judecată, să ieșim la proteste sau să ne implicăm politic și să le luăm locul, să facem mai bine decât ei. Asta cred că e cea mai bună soluție, să ne Da, a implicăm treia politică variantă, să până le la luăm urmă, locul. e cea mai bună. Asta. Asta este, dar țineți cont de un lucru. Că mai mult de jumătate din cetățenii sectorului 5 sunt de partea ailaltă, unde umblă elicopterul. Stați liniștit Da? că s-au Și mul... ei au votat întotdeauna PSD-ul. A fost alt partid aici la putere în sectorul ăsta. Eu nu știu, din 2000, din anul 2000, nu știu. Apropo de elicopter, poate desfășurăm subiectul. Ce se întâmplă? Ce-i cu măsuri speciale de securitate în sectorul 5? Din cauza incidentelor stradale din Rahova de săptămâna trecută și din cauza altor incidente în alte localități, acum se tem să nu apară focare de nesubordonare, de violență? În ultima perioadă, ce drept, au tot început să apară. Chiar și astăzi, dacă am văzut eu bine, undeva în județul Timiș, dacă nu greșesc, tot așa, un cetățean era a trecut, mă rog, pe șosea cu o mașină neînmatriculată, avea niște numere de carton cu un număr random trecut acolo la întâmplare. Poliția l-a somat să oprească. Când a văzut poliția, omul accelera mai tare. Poliția s-a luat după el ca, nu știu, după 2-3 minute să o tragă pe dreapta să ajungă acasă. Poliția s-a dat jos, l-au somat din nou pe cetățeanul respectiv să prezinte actele. Om, bineînțeles că cetățeanul s-a opus, au ieșit și rudele cetățeanului. Poliția a început să tragă focuri de armă, de avertisment. Probabil că și oamenii, cum e, planează până la urmă totuși o stare de tensiune. E mai bine de o lună de când stăm în casă. Însă e nevoie de astfel de măsuri până la urma urmei. Cetățeanul respectiv a primit amendă pentru Mai faptul multe, că pentru mai multe mai multe, ilegalități. mai multe. Încercam să mi le amintesc acum. Da, a condus fără permis, Putem mașină deduce, da. neînmatriculată, Încălcarea mult, mult mai ordonanțelor multe. militare. Exact. Asta cred că a fost Dar... amenda cea mai mare, că acum pe stare de urgență aici sunt niște amenzi înfiorătoare de mii de lei. Sunt, într-adevăr, într-adevăr. Problema e, se vor plăti vreodată amenziile astea? De Sau ce nu? anumite Am înțeles că persoane? s-au dat amenzi de milioane din banii ăștia, oare ce se poate face? Sunt 200 de Păi mii da. de amenzi acordate. E o sumă Păi enormă, nu? da, trebuie să te gândești că persoana respectivă, dacă nu are un venit, oricum nu o să aibă de unde să plătească amenda aia și nu o să o plătească niciodată. Credeți-mă că au fost amendați și unii cu venituri, de exemplu A, primarul nu. sectorului 3 care se plimba cu Da. prietena în parc cu bicicleta, în care parc oamenii de rând n-au voie să intre, dar dacă parcul e păzit de poliția locală subordonată lui, pe el l-au lăsat ca excepție. Noroc că l-a văzut cineva, l-a filmat și poliția capitale l-a amendat și pe el și pe prietenul câte 10.000 de lei. Acea amendă nu e Păi. așa că va fi plătită? În jumătate, în termen de Da, 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 15 da, da. zile, dar îngroșăm bugetul de stat și e o metodă bună de educat. Nu, dar el s-a dus acolo cu nevasta să verifice parcul, să Acum, nu... oricând găsești o explicație, dacă stai să te mai Să gândești. nu fie o tufă deranjată. Să vadă broaștele țestoase, da, Mihai. Tot vorbim de spații verzi. Am stat azi să fac un mic research și ideea e că, din câte văd eu, anul trecut, în octombrie 2019, primăria sectorului 5 a scos un nou contract la licitație, un acord cadru pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector. De valoarea minimă era de undeva de la 10 milioane de lei până la maximul de 820 de milioane de lei, adică vreo 171 de milioane de euro, aproape cât bugetul anual
al primăriei sectorului 5. Un contract ce s-ar derula pe 4 ani de zile, și se împarte pe 3 loturi. Unul dintre loturi ar trebui să aibă grijă de parcuri și spații verzi, ce vorbeam noi, unul de peluze, scoaruri, aliniamente și încă unul de grădinile blocurilor, cele de care ați zis voi la început, care la noi nu sunt nici măcar irigate. Ideea este că termenul limită pentru depunerea ofertelor era de 25 noiembrie, la asta nu a aplicat nimeni, însă în noiembrie, decembrie, tot anul trecut, a venit cu un contract cam pe același domeniu, care avea o sumă mult mai mare, de vreo 952 de milioane de lei, deci de vreo 200 de milioane de euro, aproximativ. Tot așa, pe 4 ani de zile, suma tot așa era de minim 10 milioane, nu, 30 de milioane de data asta, iar criteriile de acordare conta pentru firmă erau ca o firmă să aibă capitalul pe an de cel puțin 570 de milioane de lei, adică 120 de milioane de euro. Asta înseamnă că din start reduci potențialii ofertanți. Sunt Da. puține firme în România care au un asemenea capital. Și atunci mi se pare că din start nu mai sunt drepturi egale, șanse egale, de fapt, pentru cât mai multe firme să poată. Da, vedeam acum cu ocazia pandemiei este și fața cealaltă a problemei, că se angajează niște firme într-un apartament cu trei angajați și cu capital social de nu știu cât mii de 2-3 mii de lei Da. și cu experiență de o lună, două, s-a angajate să cumpere utilaj medical de milioane de euro. Nici așa excese și extreme nu ne dorim, nu? Da, Normal. cu siguranță, dar oricum din start mi se pare o sumă mult prea mare, 200 de milioane de euro care ați atinge practic bugetul pe un an. Asta ar însemna că tu în fiecare an, pe o perioadă de 4 ani de zile, ar trebui un sfert din buget să-l aloci doar pentru acest lucru. Deci în fiecare an tu un sfert din buget îl vei da doar pentru îngrijirea parcurilor și a spațiilor verzi, care poate totuși s-ar putea să fie mai puțin unul la mână. Și ce este și ce mai ciudat este că dacă contractul va fi semnat totuși până în următoarele alegeri și nu o să mai iasă actualul primar, următorul primar care va veni va fi obligat să ducă contractul ăsta până la capăt. Iar în momentul de față, la contractul acesta din noiembrie de 200 de milioane de euro, este o singură companie care a aplicat, am notat aici, este o asociație turco-română care se ocupă de proiecte imobiliare, Esta Insat, Smart Business Energy, este compania, tot o asociație, deci turco-română, după ce am luat cam. Urmează să vină și tramvaiele din Turcia și am luat și autobuze de la turci. Văd că acum am vrea să lucrăm și în acest domeniu, doar că în primul rând n-ar avea expertiză în ceea ce ne interesează pe noi. Ca cetățeni, compania se ocupă cu proiecte imobiliare, nu cu amenajare de spații verzi. Iar în criteriile prevăzute în actul normativ pentru licitație ar fi așa. Să zicem că da, ar trebui să-i se dă o notă fiecăruia în parte de la 1 la 10. 6 puncte, adică 60% ar conta oferta pe care o face primăriei, 10%, adică încă un punct, să zicem, ar mai primi dacă firma are un angajat inginer, horticultor sau silvicultor. Mie mi s-ar părea că din start aici ar trebui să fie mai multe puncte. Cu cât ai oameni mai bine pregătiți pe domeniul pe care ne-ar interesa, cu atât știi că s-ar putea lucrurile să se miște mai bine. Nu, într-adevăr, contează și suma ofertei, dar poate ar conta doar 50%. Asta în cazul în care, spre exemplu, tu ai oferta cea mai bună, deja ai 60% și ai cam câștigat, ai deja mai bine de jumate din șanse să iei contractul. 10% pentru angajați experți în peisagistică, la fel, mult prea puțin. Încerc să, Iar da. Încerc să vă partajez niște imagini filmate de mine recent, înainte declarării starei de urgență în sectorul 5, unde pe da. colț, nu-mi mai amintesc ce stradă e acolo, se pare că se construiește un parc, dar se construiește fără panou de șantier, panou informativ, în condiții periculoase trec pe acolo copii, căței, Practic. oameni de tot felul.
Trafic greu cu Alexandrie este. Ceva de felul ăsta, că Da, parcul e hălăduia. făcut. Deja ai gata, e Cred că plantat? nu, cred că ăsta, dacă văd Nu. eu pe tromul de peste drum, nu cumva e pe calea Ferentari, fix următoarea stație după Sebastian, Da, mai după cum aș degrabă. vedea. Cred că Și erau niște polițiști pe acolo gol. A, da. acolo e. Aceea. Acolo e. Nu, ăla de la trafic greu l-a terminat La terminal. până în pandemie, da. Până Da, în da, da. anul nou. S-au Dar mișcat destul de repede acolo, mămică. deja Deci aici va fi acolo și aici și acolo iarba. va fi scoar, da, verde, chiar dacă n-au respectat normele tehnice de șantier, de construcție, dar se fac și scoaruri verzi. Îngrădit, Da. văd că va fi cu gard. Da, se vede. Da, acolo e unde spuneți voi. Da, bine, și parcul de la trafic greu. L-au făcut repede, dar este impracticabil. Adică, pe timp de vară, nu știu cui va aduce un beneficiu. Pomii sunt mici, nu face Da. umbră, adică este... Nu știu dacă e Iar o... Spune, spune. gazonul a și murit. N-a Nu, mai trecut de gazonul mult. e mort. Am înțeles. Am văzut că au pus gazon. Ei sunt fâșii din acelea de iarbă puse și dar n-am văzut să dea drumul la apă vreodată la. De obicei când Nu, pui un nu. gazon ar trebui să dai drumul la apă să înceapă gazonul să prindă rădăcini, să facă rădăcini să prindă. Dar eu n-am văzut să dea drumul la Au apă. montat și țevile acelea de Da. plastic și aspersoarele respective, că eu trec zilnic pe acolo. Treceam cu tramvaiul 4-7 zilnic. Și au montat instalația de udat automatizată, dar nu funcționează. La fel ca și în Parcul Sebastian, nu funcționează. Da, nu știu care e ideea sau așa mai departe. Oricum, se bagă o grămadă de bani și adică nu se văd banii ăștia. Normal, ar trebui să fie niște parcuri de Doamne, să ai Da. și roller coaster pe acolo. Cineva ar trebui să verifice Deci, calitatea lucrărilor și, cum spuneam, tot cetățenii și consilierii ar trebui să ceară randamentul, eficiența banilor alocați. Dacă se vede că se lucrează și peste o jumătate de an sau un an se revine la lucrarea aceea, e clar că s-a făcut de mântuială, s-a făcut degeaba. Și da, asta s-au clar, dus în asta vânt clar. sau s-au spălat cu bună intenție bani publici, din bugetul public. Singura, părerea mea, singura problemă cu parcul ăla de la trafic greu e, în primul rând, că este fix pe colț și este o intersecție foarte mare și e foarte mult praf acolo, foarte, foarte mult praf acolo. Eu nu cred că ți-ar plăcea să te duci acolo să stai în parcul la unde oricum e praful așa și decât să te duci în Sebastian. Cred că mai degrabă te duci în Sebastian și stai acolo că e cât de cât mai ok. Dar acolo unde circulă și tramvaie și autobuze și mașini e ambuteiaj în orele de vârf e infernal acolo. Eu nu știu de ce ar căuta parcul acolo, dar asta e, dacă o să fie parc. Acolo mai bine făcea o parcare de aia supraetajată, o dădeai gratis și se liberau alte locuri de parcare, de pe margini și așa mai departe. Da, Dmitri, acum nu erau nici în parc, dar... un acolo spectator a al fost nostru, o doar afacere. un Acolo spectator a al fost o nostru. afacere. Da, vorbiți, Da, domnul nu știu, știu Petrescu. că acolo se țineau acele târguri de haine la un moment dat. Da. Terenul Acolo. respectiv era proprietatea lui Electromagnetica, care e vis-a-vis. Da. Ei au cumpărat terenul ăla, nu știu cum, sau l-au închiriat una din două și au făcut parcul. Păi, da, asta ar Da. fi chiar o mare idioțenie să închiriezi un teren să faci un parc, sincer. Adică, efectiv, sunt niște bani aruncați papa Da, sâmbete. problema e măcar dacă îl faci, să-l faci cum trebuie și să fie funcționabil și iarba să fie verde și fântâna aia de mijloc să funcționeze, că e o fântână la mijloc, Da. arteziană, care nici nu i-au montat
Doar o groapă, să zici. Asta vreau să zic și eu, că a rămas doar o groapă. Cel puțin în ultima oară când am trecut, eu a trecut cam o lună de când n-am mai Așa e. plecat pe nicăieri. Cu praful ce ziceai, dar asta e o problemă în tot sectorul. Eu am spălat, când am spălat mașina, vinerea trecută, deci nici o săptămână, ba da, e o săptămână să spunem. Deja este praful, parcă n-aș mai fi spălat-o de cel puțin 2-3 săptămâni de zile, deci în tot sectorul. Unde ar trebui, cum spunea și domnul Prițescu, ce mașinoțele alea să meargă așa pe lângă bordură, să șteargă, să aspire praful, de fapt, că ele asta fac, aspiră praful și Nu, mizeria nu, de nu, pe... nu. Și problema Nu, nu e doar că murdărește mașina sau rufele înșurate la uscat, dar îl înghițim și rămâne praful exact. acela, dacă mai conține și metale grele sau ulei sau temir ce, îl rămâne în plămâni acolo și ne generează toate bolile de pe lume. Nu întâmplător, Da. capitala e printre orașele cele mai poluate ale Europei. Și pornește de la praf, de pe străzi sau care vine din zona agricolă sau de la gunoi. I-am văzut pe lângă Filaret, o gunoi este pe un maidan păzit. Acum are și pază, e pază privată. Dar gunoiul e de secole acolo. Nu are cine să-l evacueze. Nu știu, ar trebui să ne rugăm să ne dea Europa bani ca să evacuăm gunoiul acela. Oleg, deci acolo unde ai văzut terenul ăla, vis-a-vis garajul celor de la Spații Verzi, sectorul 5, iar terenul l-au folosit anul trecut cam în vremea asta, au tăiat toți pomii, nu știu dacă știți, în sector. Dar i-au tăiat așa, i-au ras, adică la ras, nu toale tare frumoasă. Și acolo au dus toate crengile, după care au adus niște două mașinuțe și le-au trecut prin, l-au făcut talaj pentru foc. Dar au stat aproape un an de zile până în toamnă crengile acolo. Păi nu cumpăraseră aparatele alea să le toace. Da, acum că ziceți de... La capătul lui trafic greu, exact când face tramvaiul stânga. Da, da. Da. Am înțeles. Eu mă gândesc acum că tot zicem de reciclat și așa. Bun, primăria și-a făcut propriu serviciu de salubrizare și de colectat selectiv deșeurile. Dar întrebarea mea este unde le și sortează după ce le colectează. Acum stând să mă gândesc. Eu nu am auzit unde. Bun, avem semne, dar degeaba le luăm de la cetățeni sortat dacă le ducem într-o grămadă și le aruncăm la un loc. Nu ajută cu nimic. Da, nu am ajută. Văzut că unii cetățeni colectează peturile, sticlele de plastic de prin tomberoane, de pe unde vrei și le cară cu saci, cu cărucioare mari, deci ei probabil fac business cu chestia asta, sau cu sticlă, sau cu metal uzat. Da, 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 da. Deci cineva colectează și folosește plasticul, îl reciclează. Nu știu dacă și firmele angajate de primărie le duc încolo, cartonul, hârtia, metalul, plasticul, dar e foarte probabil, pentru că asta e scump. Un astfel de deșeu e folosibil și se cumpără. Noi, în zona Bucureștiului, avem un singur centru de reciclare a deșeurilor, dar e foarte mic pentru capacitatea Bucureștiului. Și, din păcate, nu cred că toate primăriile au contract cu acea firmă ca să ducă acolo gunoiul să-l selecteze. Și probabil și acea firmă are o capacitate maximă de câteva tone și nu mai au unde să depoziteze. Îți dai seama că restul trebuie să ajungă la groapa normală de gunoi. Doar că asta cu reciclatul și asta, de exemplu, atâta timp cât la blocuri nu există, la bloc, la scară, în spate, la bloc, să existe tomberoane special făcute, niciodată nu o să se facă lucrul ăsta. Eu de exemplu, vă spun cum fac. Tot ce e plastic, tot ce e metal, cutie din metal, din aluminiu, peturile acelea, eu le iau, mi le adun pe balcon, fac câteva sacoși, și după aceea mă duc la un supermarket unde sunt aparate, e aparat din acela în care le bagi, da, și îți dă la un moment dat îți dă un tichet, un bon cu o mică sumă acolo care poți să folosești banii aia să cumperi diverse lucruri. Doar că
dacă ar fi fost, de exemplu, la bloc, eu cred că mult mai multă lume ar făcea selecția asta la bloc, doar că atâta timp cât nu ai și Ok, trebuie să arunci. selecția se face, dar vă dau un exemplu negativ. Sectorul 3, care arată frumos și au mașini frumoase de ridicat gunoiul, vine în spatele blocului unde sunt acele tomberoane și toate intră în aceeași mașină. Chiar dacă tu ai băgat plastic la plastic, fier la fier, intră în aceeași mașină de tocat. Înțelegeți? Da, În e calcul sectorul de rău ceea 3. Și asta descurajează oamenii să mai selecteze gunoiul, pentru că Chiar efortul lor e zadarnic. m-am oprit special când a venit mașina de gunoi să mă uit undeva pe Alea Fetești, deci la Negoiță, în sector. A venit mașina de gunoi și totul la oaltă. Le-au tocat în mașină unde le duce la Glina, la nu știu unde le duce. Cred că la Glina duc. Ne Da, nu, că provoacă mai scăpat de cineva mine. că avem nevoie în sectorul 5 de metrou, că e singurul sector fără o linie, fără o arteră de metrou. Se pare că singura stație de metrou pe care o avem în sector e izvor. Și nu poți să te duci mare lucru. Intri în izvor și ieși în izvor. Credeți Știți că că e fezabil pe... după ce, iată, sectorul 6, poate anul ăsta, poate la vară o să se facă cu linie de metrou, următorul ar trebui să insistăm, să cerem în sectorul 5, să nu rămână chiar coada, Și eu ultimul. sunt de acord. În sectorul 5 era vorba să fie linie de metrou. Dacă știți, la Piața de Flori, la Covelicianu, acolo era o intrare de metrou. Care nu, acolo au făcut-o, asta era de mult în vremea comunismului, era începută lucrarea, după care au făcut-o și înăuntru acolo s-a făcut supermarket și ce, doamne, asta nu s-a mai făcut. Vă spun eu unde este stația de metrou la Răzoare. Dacă știți, la Răzoare, unde e organizarea de șantier Da, a metrou, vis-a-vis de de acolo, facultatea de acolo este apărare. stație de metrou. Da, Va da, fi. da, da. Va fi. Iar Da, va fi, normal. următoarea stație va fi undeva spre drumul taberei 34. Nu, am Nu, înțeles că drumul pe taberei Rahova era 34 va fi. vorba să se facă foarte de mult, cu de mult timp era un proiect în care la Piața de Flori, acolo unde a fost ăla, supermarketul ăla lui Vanghelie, de intrai de desubt, Economat, la Coșbuc, acolo, economatul ăla, acolo, înăuntru, aia trebuia să fie normal stație de metrou acolo. Doar că în timp, na, au făcut revoluția, au venit alte nebunii și au desfințat-o da. și a ajuns economat de acolo. Și ce, doamne, iartă, a mai fost în timp. Groapă de mult, Normal, aveau un nu s-a mai proiect ei făcut. și să lege cumva otopeniu de institutul de la Măgurele, de fi tot așa prin metrou, dar probabil va dura și va fi construit peste mulți zeci de ani. Ideea e că am putea să ne folosim până la urma urmei de linia de tren din jurul Bucureștiului, care oricum nu prea e folosită, mai ales pe zona de sud, e foarte rar din când în când de marfar. Ar fi și mult mai ieftin. Un metrou să-l iei de la zero implică un buget destul de... Dacă nu greșim, cel din sectorul 6 este 1 miliard de euro, sau chiar mai bine a fost. Și de Este 10 ani o... se bagă și se bagă bani acolo și încă nu Exact. vedem nimic. Nu. Așa poți În să schimb, legi tot Bucu, dacă este legi de la Domnești încoace, poți să iei Domnești Bragadirul, preiei cu metrou până la IMGB sau în jurul Bucureștiului, până la urma urmei, se poate face un inel de circulație cu metrou, cu trenuri rapide, cum este în Roma. În Roma ei, da, într-adevăr, metrou se leagă cu trenul, ai linie de ajuns până la mare, până la Marea Tireniană, cu o cartelă de 1,50 €. Două călătorii. Adică este ieftin. Nu au stat să sape pe sub pământ ca să... Pur și simplu au identificat până la urmă trebuie să găsiți cea mai ieftină soluție și fezabilă. Nu întotdeauna soluțiile complicate sunt neapărat cele mai bune sau ar trebui să ne uităm spre cele mai complicate. spunea cineva data Da. trecută când am discutat în grup închis că au văzut că e șantier de aici, de la strada Brașov. Se face probabil Eu o am spus. străpungere încolo, spre Da, Alexandrie. E posibil să se lege cu piața Sudului cumva, cu
Eu v-am spus. Aha. Da. Știți ceva despre proiectul ăsta? Pornește. Continuă inelul ăsta principal al capitalei care se oprește aici în sectorul 6 și după aceea continuă în sectorul 4, dar prin sectorul 5 nu merge nimic circular, trebuie să te duci numai spre centru. Da, ăla pornește de acolo și merge spre CFR Progresul. În Giurgiului iese. Șoseaua aia e aproape gata. Anul ăsta cred că o termină. Câte benzi are? Și știți Trei cumva pe sens? pe sens. Trei pe Trei pe sens. sens? Wow. Da. Bun, bun. Dar două probabil vor fi de parcare. Nu știu. Cum Că acolo ar... nu sunt blocuri, nu sunt case. Să E un vedem. Dedeman aproape gata. Că au făcut un magazin Dedeman. Tot acolo în zona aia. Dacă au făcut de trei benzi pe sens, e Ar putea să ok. facă una dintre benzi sau o jumătate de bandă pentru biciclete. Biciclete. Am putea Da, da, insista până la urmă da. să facă acest lucru. Da, Stimați hai domni, să vorbim se de mai facă. bine de o oră ca să nu întindem prea mult și să ni se urască săptămâna viitoare. Eu zic să încheiem aici și să vorbim periodic, măcar săptămânal. De exemplu, joi, de la 8 jumate, sau putem să o facem de la ora 5 cât suntem în carantină, că tot vorbim despre sectorul 5. Dacă Da. sunteți de acord, sper să-i mai atragem și pe alții și pe altele. V-am zis că sunt obsedat de egalitate de gen și de prezența femeilor în viața publică. Mulțumesc, domnule Marian Oprițescu, Alexandru Istrate și George Mihai Enescu. Mulțumim și noi. Ne vedem, sper, săptămâna viitoare și oricum continuăm să vorbim până atunci pe pagina asta Partidul Verde Sector 5, în grupul celălalt de WhatsApp Partidul Verde Sector 5 sau pe alte rețele sociale, pentru că deocamdată numai astea tribunele avem la îndemână, dar vrem să comunicăm și vrem să ne constituim într-un curent, într-o undă verde care să aducă schimbare. Mulțumesc, la Ok. revedere! Seara Bun. bună! O seară bună. Seară bună, seară bună. Salut, salut!